Trebuie cineva facem o comparație între învățământul de atunci și ăsta de acum. E greu de făcut, pentru că suntem uh, părinți, suntem implicați. Am fost implicați atunci ca elevi, acum suntem implicați ca părinți. E complicat să faci o paralelă. Sunt secole diferite, o rânduiri diferite, metode diferite, chiar și copiii sunt totalmente diferiți. În principiu, cum îi vedem noi, tinerii de astăzi au un potențial mai mare, mai ascuțiți la minte decât eram noi. Noi nu eram... Uh, Formați pentru Formatați pentru o lume de genul ăsta De altfel câți dintre noi au intuit Atunci când citeam aici pogonici Și cutezătorii că vom ajunge la Digitalizarea de astăzi La internet Eu nu țin minte pe cineva să fi, să fi Visat cu ochii deschiși la așa ceva Noi ne gândeam că în anul 2000 O să te tot frunze la câini Da. Deci îi văd superior pe cei de astăzi Numai că cerințele sunt altele, prioritățile s-au schimbat și noi venim frustrați dintr-un secol care s-a dus definitiv. Astea sunt, de fapt, diferențele între cele două ere.